procent de promovabilitate mult mai mare decât în anii anteriori la examenul de evaluare națională. Numai puțin de 2585 de absolvenți au reușit medii peste 5, aproape 75% dintr-un total de 3485. Rezultatele obținute în această sesiune sunt foarte bune, spun șefii învățământului Buzoian, dat fiind și contextul în care s-au derulat examenele. A fost înregistrat de asemenea un număr mare de elevi care nu s-au prezentat. Dintr-un total de 348 de absenți, doar 18 vor participa la sesiunea specială de examen. În cazul acestora a fost vorba despre izolare la domiciliu sau despre cazuri medicale speciale. Având în vedere situația de pandemie și starea de lucru prin care trecem, stare unică și inedită, nu ne-am mai confruntat cu așa ceva până acum, cred că au răspuns foarte bine elevii. Am avut 3.133 de înscriși, s-au prezentat 3.485, neprezentați 348, din care 18 vor veni să susțină sesiunea specială. Au fost izolați la domiciliu și un caz de diagnostic de natură medicală care va urma să dea doar matematica. La nivelul județului Buzău au fost înregistrate 15 medii de 10. Este vorba despre 4 absolvenți de la școala numărul 11, 2 de la școala numărul 15, 2 de la Liceul Tehnologic Berca, 2 de la școala numărul 1 din Buzău, câte unul de la HDU, Colegiul Eminescu, Colegiul Alexandru Vlahuță, Râmnicu Sărat, școala numărul 12 Buzău și școala Valea Râmnicului. 15 medii de 10. Avem 119 note de 10 la limba română și 68 de note de 10 la matematică. Eu vreau să felicit elevii de 10 și toți ceilalți elevi care au participat și și-au măsurat cunoștințele în acest examen de evaluare, care va realiza și o ierarhizare pentru admiterea în învățământul licear. Absolvenții de clasa 8-a au posibilitatea de a contesta tezele. Contestațiile se pot depune inclusiv online până mâine la ora 12.